Dacă vorbind în felul oamenilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care este folosul. Dacă am vorbit în felul oamenilor, și m-am luptat cu fiarele din Efes. Fiarele din Efes sunt oamenii care se luptă cu noi. Și apostolul spune care este folosul. Dacă nu viază morții, atunci să mâncăm și să bem căci mâine vom muri. În felul oamenilor, dacă nu înviază morții, atunci să bem și să mâncăm căci mâine vom muri. În felul oamenilor ar însemna că un mort înviază și să mâncăm și să bem căci mâine vom muri. Dacă nu înviem în Hristos, dacă nu viem în Hristos să ni se descopere la citire, să înțelegem legea, cuvântul dumnezeiesc. Noi spunem atunci să mâncăm și să bem, atunci să comentăm în, în, în felul oamenilor, să comentăm, să ne luptăm cu oamenii prin comentariile pe care le facem, căci mâine vom muri. Deci limba biblică spune mâncare și băutură. Dar în felul oamenilor sunt comentarii, hai să comentăm căci mâine vom muri, dar noi nu vrem să murim. Spune Domnul, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu vă înșelați, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, în felul lui Dumnezeu, dar și în felul oamenilor, ca să înțelegem Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Nu mâncați și să beți și apoi să muriți pentru că v-ați luptat ca și fiarele cu Apostolul. Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Atunci când nu cunoaștem pe Dumnezeu, mâncăm și bem, vorbim, comentăm, dar Domnul spune: Sunt oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Că dacă l-am cunoaște, N-am mai uh, venit să cercetăm pe fratele nostru. Spune domnul. Uh, Mi-a vorbit domnul în dimineața aceasta: darurile unui om îi fac loc. Dacă un om are daruri, îi fac loc înaintea celor mari. Atenție! Darurile unui om îi fac loc și deschid intrarea înaintea celor mari. Cel mare a înțeles darul cu care am vorbit. Limba în care am vorbit. Cel mare care este mare, a înțeles acel om pe care l-am numit Naaman. A înțeles că el este Naaman. Și acel mare a înțeles pentru că este mare. atenție, Pentru că cel mare a înțeles mesajul meu, limba în care am vorbit. Atenție. Dar cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fine celălalt și-l ia la cercetare. A venit cineva și a luat la cercetare, dar cel care vorbește întâi în pricina lui pare care dreptate. Atenție. Spune domnul: Dacă dacă trâmbița dă un sunet încurcat cine se va pregăti de luptă, tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți, atunci parcă ați vorbi în vânt. Și în darul, în acest capitol 14 din 1 Corinteni, Domnul vorbește despre darul limbilor și al prorociei și le pune împreună. Urmăriți dragostea! Darul limbilor și al prorociei sunt date de Dumnezeu la oameni, urmărind dragostea. Spune Domnul, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu îl înțelege și cu Duhul el spune taine. Dacă ar fi Naaman în limba lui Dumnezeu, să, să nu fie cuvântul lui Dumnezeu viu ca să-l aducem pe Naman astăzi. Și să nu vorbim, și în felul oamenilor, ca să, să, să fie înțeles cine este Naman astăzi. Și cine a visat astăzi, că în Naman atât este tălmăcit, că Naman este o căpetenie. Și astăzi o căpetenie a avut un vis. Atenție. Dar dacă n-aș explica, aș vorbi ce am înțeles între mine și Dumnezeu. Cine prorocește din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Atenție! Este vorbirea în limbi, în limba lui Dumnezeu, dar atenție că este și profeția, și atenție că toate se fac spre zidire, sfătuire și nu. Mângâiere. Dacă aducem vorbire în felul oamenilor, este ca să nu fie o vorbire între cine are un dar și Dumnezeu și nimeni nu se zidește. Spune Domnul, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Sunt daruri și dacă un om are un dar al prorociei, zidește biserica. Dacă ar avea o prorocie și n-ar vorbi-o, cui i-ar folosi? Și dacă n-ar vorbi și în felul oamenilor, cum s-ar zidi și cum ar înțelege biserica? Aș dori ca tot să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. Afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire, zidire sufletească. Tâlmăcirea este o bucățică de vorbire în felul oamenilor. Atenție! Și este, este, un dar acesta de la Dumnezeu să se vorbească în altă limbă, dar și a se tărmăci ca să zidească biserica. Atenție! Și într-adevăr cel mare pentru care, acel naman pentru care a fost făcut video acesta, acest naman într-adevăr, a înțeles. Darurile unui om îi fac loc și deschid intrarea înaintea celor mari. Și vine un pe urmă și îl ia la cercetare. Dar atenție că nu mai este mare cel care vine pe urmă. Așa este explicația astăzi. Așa este tălmăcirea astăzi la aceste două versete. Darurile unui om îi fac loc și deschid intrarea înaintea celor mari. Tălmăcit, video pe care l-am făcut, omul acela mare este mare pentru care l-am făcut, a înțeles, i-a făcut loc, i-a făcut intrare. L-a înțeles, într-adevăr, n-a spus un cuvânt. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și ia la cercetare. Și acest verset este celălalt, este acest, această cumintare pe care a făcut-o celălalt, dar nu este mare. Atenție! În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu va aduce nicio descoperire? Același cuvânt, dacă nu, același cuvânt al lui Dumnezeu. Naaman și lepra lui, toți o citim. Dar dacă nu este o descoperire, cine ar putea fi Naaman astăzi? Și să vorbim și despre lepra lui, care tâlmăcit astăzi, este necurăția lui pentru că s-a întinat Atingându-se de ceva care nu este curat în, 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 în limbajul oamenilor În limba oamenilor Atenție! Spune Domnul Tot așa și voi Dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă Cum se va pricepe ce spuneți Atunci parcă ați vorbi în vânt Sunt multe feluri de limbi în lume Totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese Și cuvântul lui Dumnezeu este o limbă în lume atenție, dar dacă nu este o tălmăcire, ele nu este, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțeles? și nici limba lui Dumnezeu nu este fără tălmăcire ca să fie înțeleasă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. David, Naaman, Moise, Iosif trăiesc și astăzi. Duhul lui Dumnezeu, care este Tatăl Duhurilor, face ca oamenii lui, oamenii lui Dumnezeu, lucrătorii lui Dumnezeu, să fie veșnici și ei și să trăiască în etern. Și sunt oameni și astăzi, Naaman este și astăzi, Moise este și astăzi, prorocii sunt și astăzi, apostolii sunt și astăzi, pentru că sunt veșnici, sunt eterni și asta este în învierea din morți. Învierea din morți. Dar va zice cineva cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce. Nebun ce ești, ce semen nu înviază dacă nu moare mai întâi. Au murit. Au murit și au înviat așa cum și Domnul Iisus. A murit pe cruce, dar a înviat. Și cuvântul lui este viu. Și oamenii acestea sunt vii Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă răvniți după darul duhovnicești, să căutați avețul din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Dar atenție, dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosit. Am vorbit în felul oamenilor și m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi-este folosul rămân la darul rămân la darul la darul meu care face loc înaintea celui mare pentru că a făcut darul meu darul unui om, darurile unui om îi fac loc și deschid intrarea înaintea celor mari și cel mare Naaman a înțeles mesajul de aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o și atunci vorbim în felul oamenilor despre mesajul pe care l-am înțeles noi în altă limbă, pe care l-am primit în altă limbă și pe care l-am înțeles. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Admiterea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? De aceea vorbim în felul oamenilor. Că dacă vorbim numai în limba lui Dumnezeu, atenție, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit, sufletăște. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun zeci de mii de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Fiți oameni mari la minte. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Fiți mari la minte. În legei se scris, voi vorbi în rodul acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia din potrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Dar dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți mai buni. M-am luptat cu fiarele din Efes. Pentru că au dat de nebun atunci când am vorbit, în felul oamenilor. Atenție! Darurile, repet, darurile unui om îi fac loc și deschid intrarea înaintea celor mari. Intră în scenă cel mare în acest capitol. Tainele inimii lui sunt descoperite așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Acest mare, acest naman în limba lui Dumnezeu, preotul care a avut un vis în limba oamenilor, acest om, taine, tainele inimii lui sunt descoperite. Așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Pentru că a înțeles darul, a înțeles limba și n-a fost o fiară care să răspundă, să vină și să mă rupă. N-a făcut lucrul acesta și este mare înaintea lui Dumnezeu. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă prezidirea sufletească. De ce ne-am mai adunat la oaltă? De ce am mai vorbit? De ce am mai intra în adunarea cumintărilor când în biserică vorbește un preot? De ce? Atunci când avem învățătură, avem o cântare, o descoperire, altul o vorbă, în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Video pe care l-am făcut cu visul, cu tălmăcirea visului, a avut și vorbirea în altă limbă și tălmăcirea. Vorbirea în altă limbă a fost limbajul biblic pe care l-am citit, tot cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit și n-ar fi dat niciun, nu s-ar fi înțeles nimic dacă n-ar fi venit descoperirea și tămăcirea. Și tot ce am vorbit, Dan Aman n-a avut visul, dar am tămăcit, am descoperit pe înțelesul oamenilor să se înțeleagă. Și cel mare am înțeles. Atenție! Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tămăcească. De ce am mai avea nevoie de biserică? Să ne adunăm la altă, să vorbim, să tălmăcim, să cântăm, să, să aducem descoperiri. Dacă ar fi de ajuns, limba lui Dumnezeu să fie înțeleasă de tot, de toți. De ce ne-am mai adunat la altă și n-am stat acasă cu cartea în mână? Dar de ce am mai venit fiecare cu darul pe care îl avem? Tocmai de aceea, pentru că Biblia, cuvântul biblic, nu se înțelege. Și într-adevăr nu s-a înțeles. De cei mici, spune Domnul, dacă nu este cine să tărmăcească să atacă în biserică, degeaba citim dacă nu tărmăcim. Atenție! Și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Este și o judecată. Atenție. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru că toți, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neurânduieli, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Și acum a intrat împăratul pe care eu îl numesc care este preotul, care tălmăcit este în Aman astăzi. Dar atenție, că în acest context mai intră și o femeie care trebuie să tacă în adunări. În comentarii, femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele și să fie supuse, cum spune și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, pentru că nu are Domnul spune, să întrebe pe bărbații lor acasă că ce este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. În comentările care s-au făcut la acest video, atenție că este o biserică în care se vorbește. Atenție când comentăm într-o biserică care este constituită de un video și cei din biserică care comentează. Atenție! O femeie să tacă în adunări căci nu, nu, lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea, dacă voi să capete învățătura asupra unui lucru pentru că nu l-a înțeles, să întrebe pe bărbați acasă, că ce i rușine pentru o femeie să vorbească în biserică, să facă o comentare dacă n-a înțeles, întreabă pe bărbat acasă. Ce de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. De ce vorbesc eu? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Să înțeleagă că video pe care l-am pus în comentare este o poruncă a Domnului să mă ridic în biserică ca să vorbesc. Dar femeile să tacă în adunare dacă nu înțeleg. Atenție! Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocire fără să împiedicați vorbirea în altă limbă, dar toate să se facă în chip cu și cu rânduială. A Domnului să fie tâlmăcirea, învățătura, descoperirea la ceea ce noi vorbim, a Domnului să fie purunca, atunci când vorbim, când facem o comentare în biserică, chiar în biserica comentărilor când preotul vorbește, când cel mare, mare vorbește, când Naaman vorbește. În limba lui Dumnezeu Naaman, în limba oamenilor când preotul vorbește. A Domnului să fie porunca în tot ceea ce facem. Amin.